un site de consiliere online și vreau să spun că am primit multe întrebări și din Moldova, din Basarabia. Unii moldoveni care sunt în Italia, alții chiar din Basarabia, am primit chiar câteva e-mail-uri foarte, foarte interesante de aici, din, chiar din Chișinău era cineva care mi-a scris. E anonim, nu știu cine e, nici numele real nu cunosc, dar cu probleme foarte serioase. Și acolo am primit de multe ori treaba asta. Fete care regretă amarnic că au crezut, au iubit, au dat tot ce au avut și acum spune și eu ce să fac. Am crezut întotdeauna în curăție și acum, chiar de curând am avut un caz din ăsta în care băieții la ei nu se cunoaște prea mult treaba asta, dar poți face regret lucruri pe care să le regrezi toată viața și să fii nevoit să trăiești cu ele. Sfatul meu este, învățând de la Adam și la Eva, nu faceți lucruri pe care să le regretați. Vreau să spun, poate că dorința de a face o treabă e foarte mare, dar să trăiești pe urmă cu regretul toată viața e cumplit. Adam și Eva au fost nevoiți să trăiască cu regret. Cum au făcut față, ei știu. Certe că se poate să trăiești cu regret, dar viața aceea nu mai e cum ar fi trebuit să fie. Un alt lucru. A fi căsătorit înseamnă să lași, să te lipești și să fii un singur trup, zice Sfânta Scriptură. Va lăsa pe tata și pe mama, se va lipi de nevastă sau va fi un singur trup. Pe scurt, să lași pe mama și pe tata e una dintre cele mai grele probleme. Înainte de a căsători, întotdeauna trebuie să te desparți de orice altceva. Trebuie să te desparți de fusta mamei și de portofelul tatei. Chestie foarte grea. De exemplu, eu n-aș recomanda fetelor să se căsătorească cu un băiat care încă nu are o meserie sau încă nu s-a apucat de treabă. Decât dacă